Tânără de 23 de ani din care a trăit un moment de glorie pe care nu-l va uita prea curând după ce s-a înregistrat în baie cântând o piesă de Arianei, scrie Cancan. Ioana Guruță și-a dorit tot timpul să ajungă în lumina reflectoarelor, dorind să devină vecina matinalilor Răzvan și Dani. Dintr-o glumă, Ioana s-a înregistrat în baia de acasă în timp ce cânta piesa Arianei, Diamonds, și a trimis filmarea la organizatorii X Factor din Marea Britanie. După câteva zile, Ioana a fost chemată la preselecții. M-am înscris așa la întâmplare, mi-a venit ideea să mă scriu la X Factor UK și am aplicat în urmă cu o lună și ceva. Și într-o zi când nu mă așteptam, am primit confirmarea, m-am super bucurat și imediat a doua zi mi-am cumpărat bilet de avion ca să vin încoace. Aici stă și sora mea și mi-a fost mai ușor să vin. Următoarea zi am mers la audiții, unde a fost foarte multă lume, peste 8-9 mii de oameni, atâta s-a zis până pe la prânz, după dai seama că au mai tot venit. Și după 13 ore de stat la rând am ajuns și eu, unde trebuia să cânt un refren și o strofă, ceva în genul. Și din păcate n-am trecut mai departe, însă sunt foarte încântată că am ajuns până aici, că am avut ocazia. Succesul ei nu s-a oprit acolo. Acum Ioana a început colaborarea cu o casă de discuri din România care să-i producă melodii. Ioana Guruță a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai cu specializarea jurnalism.